Într-un oraș aglomerat din zori și până în noapte, bisericile sunt singurele popasuri unde liniștea învăluie sufletul oricărui credincios. Biserica Sfântul Mina Vergu se înalță printre case vechi și clădiri moderne, chiar în inima capitalei. Pacea din altă lume, care învăluie credința celor care îi calcă pragul, îmbie la reflecție și înălțare spirituală. Zilnic, credincioși de pretutindeni vin aici pentru a se ruga și pentru a-i vorbi lui Dumnezeu despre problemele curente. Sfântul Mina este cunoscut în popor ca mare făcător de minuni. Mai devreme sau mai târziu, toți cei păgubiți ajung să audă și de acest mare sfânt de la care cer ajutor. Când îi se roagă lui, necazurile devin parcă mai mici. Noi am dorit însă ca acești credincioși care vin la biserica noastră să vadă în Sfântul Mina nu doar un ocrotitor al păgubiților, ci un model de mărturisire a lui Hristos. Este o bisericuță mică, așa după cum se poate vedea, dar este mare prin mulțimea credincioșilor care vin aici. Nu mai putem îndrăzni înaintea lui Dumnezeu să cerem direct noi ajutor datorită păcatelor de care ne simțim vinovați fiecare dintre noi și atunci cerem mijlocirea sfinților. Povestea Sfântului Locaș începe la sfârșitul secolului al XVII-lea, când un mare boier, pe nume Vartolomei Vergu, donează un teren pentru construirea unei biserici. Din rândurile Pisaniei, aflăm că această biserică a fost ctitorită în anul 1725 de mitropolitul Ungrovlahiei Daniil și de către domnița Ancuța. Originea acestei domnițe a dat naștere la multe controverse. Unii istorici susțin că a fost fiică de preot, alții o consideră fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu, ceea ce ar sugera că Biserica Sfântul Mina este o ctitorie domnească. La jumătatea secolului al XIX-lea, biserica a trecut prin trei momente dramatice. Mai întâi două cutremure succesive, la distanță de 15 ani, au distrus-o aproape în întregime. Reclădirea ei a solicitat eforturi mari și, ca și când nu ar fi fost de ajuns, chiar în noaptea de Paște anului 1847, biserica a ars aproape în întregime. Pentru reconstruirea lăcașului și-au dat mâna toți enoriașii parohiei, pa chiar și primăria Bucureștilor. Rezultatul a fost deosebit. Așa cum o vedem azi, biserica este considerată o adevărată operă de arhitectură religioasă. Pune, Doamne, pază gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate cu oamenii cei ce lucrează fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar răuntul de lemn al păcătosului să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este întru bune vrerile lor. Zdrobise vor de piatră judecătorilor. Pictura în ulei a bisericii este nouă și poartă amprenta unui meșter iscusit. Sfântul Locaș a fost repictat în anii 80, pe vremea păstoririi distinsului preot Alexandru Leu. Pereții interiori au fost împodobiți cu scene biblice. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit. Odată
Odată ajunși aici, închinătorii de pretutindeni admiră chipurile luminoase ale sfinților și culorile vii. Pictura transmite speranță, împăcare și încredere în puterea divină. Biserica a fost înnoită în anii 90 cu o catapeteasmă sculptată în lemn, strane și tron arhieresc. Lemnul a prins formă în mâinile unor meșteri din Moldova. Înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascunsă cursă mie. Marele mucenic le înțelege parcă necazurile și în tăcere își îndreaptă. Pe tine, Mântuitorul Hristos, Cel ce te-ai întrupat și... Marele incendiu din 1847 a distrus Biserica Stelea, unde se afla icoana. Firește, biserica aceea nu s-a mai ridicat. Atunci mitropolitul vremii, împreună cu logofeții, cu mai mari țării, văzând că icoana a scăpat în chip miraculos de la Biserica Stelea, cum spun istoricii, înconjurată de flăcări și jeratic, totul ars și la catafalc au mai găsit doar icoana simplă din lemn, pe vremea aceea a marelui mucenic Mina. Au decis să o îmbrace în această frumoasă cizelură, broderie aurită și au hotărât să o aducă la paraclisul voievodal al lui Iancuța Brâncoveanu. Pentru că urgia focului a ocolit-o, oamenii au înțeles că o icoană păzită de Dumnezeu nu va înceta să-i ajute. Mulți credincioși vin să se închine la această icoană făcătoare de minuni a Sfântului. Tradiția ne spune că el era de neam egiptean și creștin de mic copil. Devenit ostaș în vremea împăratului Dioclețian, el a părăsit armata în anul 303, când împăratul a emis primul edict de persecutare a creștinilor. Retras pentru o vreme în pustiu, fostul ostaș a participat la o serbare păgânească, mărturisindu-și credința în adevăratul Dumnezeu și îndemnându-i și pe alții să îi se închine Domnului Hristos. Curajul său a fost răsplătit cu temnița, romanii făgăduindu-i daruri și libertate în schimbul lepădării de Hristos. Sfântul nu s-a temut atunci de poruncile împărătești. Cuvintele Domnului îl întăreau, fiindcă deși avea să-și piardă trupul, sufletul lui nădăjduia să fie lăsat în odihna veșnică a sfinților. A suferit moarte martirică. A fost bătut cu vine de bou până la sânge, i s-a scrijelit trupul cu pieptenii de fier, apoi i s-a tăiat capul, iar trupul a fost aruncat în foc. Foarte mulți dintre noi nu reușim să mai vedem latura aceasta mărturisitoare a sfinților care au murit pentru Hristos. Și ne este foarte greu în viața de zi cu zi să mărturisim și noi pe Hristos, să mărturisim credința noastră creștină, chiar dacă teoretic toți spunem că suntem credincioși, practic foarte puțini sunt aceia care au curaj să-și mai mărturisească credința. Că îi sfătuim pe oameni să nu uite să îi mulțumească și să-L slăvească pe Dumnezeu pentru tot ceea ce
El ne dăruiește și bune și rele, pentru că fără cele rele nu ne putem mântui. Aurul mai bun este cel care este călit și trecut prin foc, prin focul suferințelor, al problemelor, al necazurilor, și trebuie să le primim de la Dumnezeu pe toate, și bune și rele, așa cum Sfinții Părinți întotdeauna ne-au învățat și și-au încheiat viața slăvind pe Dumnezeu pentru toate câte au primit. Slavă Ție, Doamne, pentru toate! Credincioșii care vin și se închină Sfintelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Mina, cer iertarea păcatelor, cer izbăvire de greșelile pe care le-au făcut, caută recuperarea unor pagube pe care le-au suferit în timp, dar toți dintre ei vin cu sufletul curat, cu credința că Sfântul Făcător de minuni le poate împlini rugăciunile. În anul 1874 au fost aduse în această biserică părticele din moaștele Marelui Mucenic, de la muntele Athos și din Egipt. Oamenii nădăjduiesc că vor recăpăta ce au pierdut dacă se roagă la moaștele mucenicului chiar de ziua pomenirii sale, 11 noiembrie. Pune, Doamne, pază gurii mele și... Mulți dintre cei care se roagă cu evlavie la moaștele Sfântului lasă la icoana sa bijuterii prețioase ca semn al recunoștinței lor pentru ajutorul primit. O parte din aceste ofrande sunt topite la atelierele Patriarhiei Române și transformate în obiecte bisericești care înfrumusețează acest loc de închinare sau alte lăcașuri sfinte din București. Credincioșii care nu au citit viața Sfântului Mare Mucenic Mina o înțeleg mai ușor din acatistul lui. Când preoții îl citesc, cei mai mulți dintre credincioși îl rostesc împreună cu preoții, în șoaptă. Mulți dintre ei sunt vechi enoriași ai bisericii. Au trăit în epoși tulburi și au multe amintiri pe care acum le pot destăinui. Am cunoscut perioada în care bisericile nu erau frecventate cu atâta libertate și cu atâta dragoste de oameni, datorită, sigur, condițiilor regimului în care am trăit. A fost un regim care nu ne dădea libertatea de plină. În această perioadă, cam prin anii 1980, l-am cunoscut pe părintele Alexandru Leu, parohul Bisericii Sfântul Mina, cel care anul acesta a împlinit 15 ani de când s-a dus la Domnul. Ce a reușit pe vremea aceea, în plină desfășurare a condițiilor vitrege pentru biserică, nu știu dacă au reușit mulți preoți. Întrucât cu ușile închise și cu geamurile aproape camuflate, în fiecare lună se făceau în Biserica Sfântul Mina, cum se fac și astăzi, cântările bisericești și cateheză. Am reușit în perioada aceea, așa în neputința mea, și am făcut un mic dar bisericii. Adică, cântările bisericești care se făceau erau pe foi volante, nu ca astăzi cărticele. Și foile erau încopciate în dosare. Și m-am gândit la un moment dat că ce bine ar fi ca aceste dosare să fie noi. Prin urmare, am îmbrăcat toate dosarele în dosare noi. Din clipa aceea și până în acest moment, Sfântul Mina niciodată nu m-a lăsat neîmplinită în nevoile și în cererile mele. Sfântul Mare Mucenic Mina a făcut multe minuni. A descoperit furturile, jafurile, tâlhăriile, a adus vindecare celor bolnavi,
A liniștit suflete aflate în primejdie. Nu sunt puțini cei care și azi se roagă pentru ajutorul primit poate acum zeci de ani. În miezul zilei, din clopotnița bisericii, bucureștenii care se află în zonă au bucuria să asculte o muzică bisericească deosebită. Pare că Sfântul Minar îi cheamă. E vremea rugăciunii, trecători grăbiți. Clopotele bisericii au fost turnate în 2007 la renumitele ateliere Grassmayer din Austria. Adevărate instrumente muzicale, fiecare dintre ele redă câte un sunet înregistrat în memoria electronică a calculatorului. Fiecare dintre ele imită sunetul după pian. Și în felul acesta se poate forma o melodie religioasă, bisericească, adecvată momentului liturgic bisericesc, din cursul anului liturgic bisericesc, din perioada triodului, octoihului sau penticostarului. De exemplu, melodia religioasă Sfinte Dumnezeule, bisericească, tradițională, cântată la Sfânta Liturghie. Datorită ceasurilor executate la Tringen în Elveția, ele pot porni la oră fixă, oră precisă, deci pot porni singure la o oră de seară sau în timpul Sfintei Slujbe. În fiecare lună, biserica se umple de credincioși dornici să cunoască mai bine tainele credinței creștine ortodoxe. Fiecare om de aici vrea să se apropie mai mult de Dumnezeu, atât prin rugăciuni, cât și prin studiu sau cântări bisericești. Odată cu fiecare lecție de cateheză, credincioșii pleacă la casele lor, îmbogățiți spiritual, transformați lăuntric și întăriți în credință. Cinstirea sfinților vom reține că se îndreaptă tot către Dumnezeu, căruia este cu mine adorarea, iar sfinților doar venerarea, o cinstire relativă, dreptată către Dumnezeu. Iar născătoarele Dumnezeu, supra-cinstire, supra-venerare. Ceea ce este mai cinstită decât și mai mărită fără de asemănare decât așa cântăm totdeauna în slujbele noastre bisericești. Luni, mai ales când îmi sunt cântările, deci simt o liniște sufletească, uit momentan din necazuri, mă atașez așa foarte bine de Dumnezeu, mă simt pe altă lume, mă simt pe moment extraordinar. Prin cântarea în comun, credincioșii învață să participe activ la slujbe. În felul acesta, îi simt mult mai ușor că îl preamăresc pe Dumnezeu și reușesc să trăiască mult mai profund momentul de rugăciune sau de slujbă din biserică. Cântarea întărește rugăciunea și îi înalță pe cei care o interpretează.
Biserica Sfântul Mina este deschisă permanent pentru cei care vor să-și stingă dorul după Hristos, iar Sfântul Mare Mucenic Mina săvârșește o continuă milină. Adună zilnic o mulțime de credincioși în casa lui Dumnezeu pentru a-L slăvi și a-I cere ajutorul.